Ziceți prin SMS, ați demis-o pe doctorița Petrescu de la OPO. Am auzit multe, dar chiar prin SMS. Am văzut și SMS-ul. Care e SMS-ul? Păi zice așa la SMS. Am văzut o fotografie cu SMS-ul. Acum nu știu dacă e făcătură sau... Nu, dacă este SMS trimis de pe numărul meu... Nu, adică... Nu, adică... Ea a primit SMS, probabil, de la manager. Ați l-a sunat pe manager, demite-o pe... Deci, ai povestiți-mi dumneavoastră. Dacă apare un SMS de pe telefonul meu prin care sugerez... Povestiți-mi prin care sugerez sau impun demisia șefei de la UPU, îmi prezint eu demisia până să plec. Cine? Bun. Cum s-a întâmplat și de ce ați dat-o afară? Domnul Bătin. A fost și acel scandal cu Arșii săptămâna trecută. Bun, dâns care? A avut o... Cu fata care i-a dat foc Nemer Nicola? Da. Despre aia. Bun. Dar vina acolo este minoră. Vina este în altă parte și... Vina e la secția de Arși. N-are nicio treabă. Arș, e o dispută... Aici e scandal mare acolo. Acolo e o dispută medicală unde eu chiar nu... Bun. Nu vreau să mă introduc pentru că nu mă pricep. Chiar ziceți nu vreau să intru... UPU, ca să înțeleg și la UPU... nu știu cum să fac eu să mă înțelegeți. Mi-au venit nu reclamații pe mail, nu reclamații scrise, nu reclamații de altă natură, ci pur și simplu am participat... Păi, dragi, în spatele meu. Bun, dar e telefonul meu? Nu, cred că e telefonul aici, dar e telefonul... Eu bănuiesc că este... la UPU, doamnei eu... Petrescu, presupun. A anunțat că a dispus distribuirea ta de la UPU, managerul obligat să respecte dispoziția. Eu n-am fugit de... Domnul, v-a spus că am văzut un SMS, că uite că l-am văzut. L-am avut în știri, probabil, și nu l-am găsit. Eu v-am spus, dacă este pe telefonul meu, îmi dau demisia la noastră în emisiune. Spuneți-mi, sunt convins că nu faceți gafe de astea, că sunteți destul de rutinat politic, ca să vă spun alt cuvânt. Doi, eu nu am renegat originea acestui demers act de a destitui și pe UPU. Ați luat hotărârea să o destituiți pentru că ați primit ce ați primit. O persoană care chiar particip la viața cetățenilor, nu mă urc în mașină și mă duc acasă și mă întorc la serviciu. Am participat la 3 discuții în ultimele 2 luni în care oameni simpli, oameni cu funcții, oameni simpli cum doriți, relatau cum au stat pe sală la unitatea de primire urgențe 2 ore jumate, 3 ore fără să întrebe nimeni nimic. Uh-huh. Am înțeles că sunt fel de fel de coduri care nu permit să preiei. Da, există o minune de aia, că dacă ai cod galben mai stai, dacă cine, ai cod... Cine nu învață să relaționeze, cine nu învață măcar să relaționeze cu publicul la Spitalul Județean de Urgență, va merge pe urmele doamnei Petraru. Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru dânsa, dar măcar, eu cred că atâta timp cât sistemul sanitar și în județul Bacău, ca și la nivel național, este în colaps, suntem datori măcar în a vorbi cu acei oameni care nu se duc la spital că n-au ce face acasă sau nu mai pot de bine. Domnul, e la mijloc aici. Eu nu sunt avocatul nimănui. Am avut contact cu OPU și ceea ce înseamnă, cu primiri urgențe și ceea ce înseamnă. Da. Și când îți vin 10 de bolnavi, cu afecțiuni închipuite și sau afecțiuni normale, iertați-mă, cu afecțiuni normale și asta, și fiecare crede că e rândul său acolo... Și e locul lui și el trebuie să fie luat primul. Întotdeauna există o problemă și cred că n-ai timp. Domnul, e adevărat, nu mă bag. Dumneavoastră ați luat decizia de schimbare a doctoriței Petrescu pentru că ați primit reclamații că nu știe să relaționeze. Am asistat spontan la niște discuții absolut nevinovate și oamenii cred că nici nu știau ce putere am eu asupra Spitalului Județean de Urgență. Ați asistat pur și simplu. Pur și simplu. Sunt alergic la acest gen de comportament. Și mai ales, acum, haideți că și noi asta semnalat în fel de ocazii, proastă relaționare cu oamenii în Spitalul Județean de Urgență. Fie din partea medicilor, fie din partea șefilor de secții, fie din partea asistentelor. Nu vreau să facem un subiect de asta. Păi nu vreau să facem, dar lăsați-mă să-l detaliez. Vă rog. Nu am întrebat-o. Așa. Nu am întrebat-o, dânsa va avea ocazia, dânsa oricum era interimară. Dânsa va avea ocazia să participe la concurs, domnul Bătin. Într-o lună sau două se face concurs și va fi un concurs corect, vă garantez. Așa. Și vă mai aduc aminte un episod. Vă amintesc, secretarul de stat, Raida Rafat, a fost la Bacău cu 2 sau 3 luni. A fost o discuție la care a participat și domnul prefect și directoarea de la Autoritatea de Sănătate Publică, doamna directoare Popescu. Popescu, așa. Unde... Nu s-a vorbit în termenii cei mai pozitivi despre doamna doctor Petrescu din partea unui specialist, din partea secretarului de stat, Raed Arafat. Vreau să vă spun că nu am luat de bun chiar tot ce a spus domnul Arafat, dar ce s-a întâmplat în ultimele 2 luni cu acele reclamații, repet, spontane, m-a dus să iau o decizie radicală la secția de la UPU.
va fi concurs în două luni, cine va fi mai bun va fi șef la UPU.